Pentru iubita româncă, i-a frânt inima unui artist german. S-a sinucis înfingându-și cuțitul în inimă. Era obsedat de fata pe care o cunoscuse lucrând ca voluntar la o asociație de la noi din țară și, spun apropiații, nu și-a putut reveni după ce s-au despărțit. Era un om special. Eu sunt nevinovat de despărțirea de iubita mea. Așa spunea mereu. Au trecut mai bine de 6 luni de când s-au despărțit, dar durerea a rămas la fel de profundă. Este vorba despre o sinucidere cu ajutorul unui cuțit. 2 lovituri de cuțit, în inimă. Legiștii nu au găsit alte urme de violență pe trupul său. Pentru criminaliști este clar, sinucidere. Am descoperit cuțitul alăturat, nu există urmă de răvășire. Ușa nu prezintă urme de forțare. A fost un om care nu a avut niciun viciu, a fi fost foarte nefericit. Bărbatul iubea cu disperare o româncă. În ultima perioadă, spun apropiații, vorbea obsesiv despre ea. Nu-i pronunța niciodată numele. Era simplu, iubita lui. O să ne lipsească. Era un om special. Ce îi învăța pe copilaș? Îi învăța terapia artei și am făcut sculpturi, picturi. Muncea voluntar la o asociație a persoanelor cu dizabilități mentale. Picta și cânta la chitară. Făcea terapie prin artă cu pacienții. La început ar fi lucrat alături de iubita sa, voluntar și ea. S-au despărțit, iar el a decis să se mute într-o altă asociație de același profil. Rămas singur, se învinovățea mereu pentru despărțire. Aș dori nimeni să nu-l judece pentru pasul ăsta greu care l-a făcut. Nu mai răspuns la telefon și atunci am intrat la bănuiel că s-ar putea să fi pățit ceva, să fie bolnav sau ceva de genul. L-au găsit însă mort. Legiștii cred că de joi și-a pus capăt zilelor. Bărbatul avea 45 de ani.